faceva con i risultatele prime tappe a campionato lui de football juvenile junior ce din cadrul HFF Giurgiu. Să vă țin la curent tot timpul pe perioada de sfârșit competiției cu rezultatele și mai multe fapte petrecute frumos campionat. Ce se mete dumneavoastră Giurgiu viitorul Trestieni 1-6? Ce se ce Giurgiu ase Mihai Bravu 17-0? Ambele meciuri au fost arbitrate de arbitri Popescu Dragoș, Dincă Iuțu Alexandru. Argeșu Hotarele Unirea Izvoarele 1-2. Speranțe Giurgiu Vene roata de jos 4-4. Speranțe Slobozia 8-3. Meciuri arbitrate de brigada de arbitri raportarul George Bernard Andrei Guțu Nicu care și-a făcut datoria exact cum trebuie, discret, au dat dovadă de relaxare în ora deciziei, nu au fost rigizi. Consider că a început foarte bine campionatul de junior din cadrul AGF Giurgiu. Sper să fie de bun augur. Ce vor urma vă vom aduce la cunoștință mai multe detalii. După cum v-am promis jucătorii evidențiați curiozități interviuri. Sper să avem mulți invitați în platou legați de această competiție.
să trec la etapa următoare care va avea loc duminică. Viitorul Tristieni, Arsenal, Malu, pe roata de jos, Dunărea Giurgiu, Arsenal, Mihai Bravo, en emisión.
lume vește copii și deja eu am spus de multe ori că cine nu iubește muzica, florile și copii are o problemă mare. Și atunci este foarte
atât din punct de vedere școlar cât și religios.
de cu
20 de anul, care au trecut prin acest ansamblu folcloric, au rodit foarte multe fapte bune. Chiar făceam o statistică, cei peste 160 de copii care au trecut pragul acestui ansamblu folcloric de-a lungul celor 20 de ani, și 160 sunt 3 sau 4 care fumează. În rest, nu cunosc să aibă alte vicii. datorează și faptul că au venit la dansurile populare și au învățat dansurile populare și jocurile populare din Vlașca. Au venit la repetiții la acest ansamblu.
între ei câți vor ajunge preot sau vor deveni preotese, ci doar atât cât trebuie ca să se formeze ca oameni și ca bun creștin ortodox și român. Sí,
atunci pot spune că această filmare a fost la Milano, Expo Milano 2015, unde frumoși noi sunt invitați plăcut, ne-am cântat și
ci o dovedesc registrările și o dovedesc după aceea și aprecierile pe care le-am primit din partea televiziunilor italiene. Țara ta
aceste comori culturale care le are și le poate prezenta lumii. Iată, în fața aveți imaginea este o vestită formație scoțiană care a ținut să se fotografieze cu mureul de Vlașca și această fotografie este făcută în pavilion.
biserica niciodată n-a fost ruptă de viața poporului. Biserica și-a întrepătruns activitățile religioase cu
ca omul să nu se îndepărteze de natura morală, a vorbirii sale, a cântecelor, a portului, a comportamentului în general. Încurajează tot ceea ce înseamnă folclor autentic, tot ceea ce înseamnă tradiții autentice și de aceea există și concertele de colinde religioase. Primăvară, să cânte și
sau la părintele Emilia la Bisoca, unde au reprezentații deosebite în tabăra părintelui. Totodată la festivalul Peștișorul de Aur s-au prezentat de două ori și de fiecare dată au câștigat trofeu.
acestea cu caracter cultural religios. Mai avem o diplomă de premiu mondial grupului de colindători din Băneasa în 1999. La câțiva ani după începuturile acestui ansamblu folcloric, care așa cum spuneam și-a avut echipe de dansatori din
să reprezentăm România cu toată dragostea noastră de români adevărați. Da, mulțumim cu lucrul să vedem mult mai bine diplomele pe care noastră le-ați expus. Părinte, de-a lungul timpului, ca număr, câți copii v-au face cu prin mână la acest ansamblu Mugurel de Vlașca. La o numărătoare sumar am estimat că la 160 s-ar putea să fie chiar mai mulți. Yeah.
mare succes, prezența acelei fete, de altfel am mai avut copii foarte mici, care le-au învățat foarte repede, și este bine ca părinții să-și dea la învățarea unor astfel de activități cât mai de mici. Nu sunt de acord cu acei părinți care spun că niște activități extrașcolare îi perturbă pe copii în programul de învățare. Nu. Copilul bun învață tot. Adică poate să aibă și activitatea școlară, este bun și la cartea, dar este bun și la celelalte activități. Sunt receptivi la absolut tot ceea ce este complementaritate nu face decât să îmbogățească capacitatea copilului de recepție. Îi dezvoltă abilitățile. Îl face să fie motivat chiar și la cursuri. Da, și practic la dansuri e ca și cum aș face un sport. Pentru că este un efort foarte mare. Este mai mult decât un sport. Știu și sunt în prezență aici de față, că le repede de nenumărate ori. Dansul este, deci mai ales dansul popular, este o activitate care de voltă extraordinar de mult capacitatea de atenție, de concentrare. Dezvoltă toate acțiunile acestea motrice. Dansatorul trebuie să știe să cânte, să joace, să știe ce face cu mâinile, ce face cu picioarele și cum le spun eu uneori, voi trebuie să aveți patru ochi. În față, în spate.
de mesaj primesc, îl citesc, telespectatorilor noștri. Bineînțeles, mesaje de bun simț.
pentru copiii de la Speranța Cirurgiei Malu. Domnule, cu ce vreau să ne spuneți ce proiecte aveți pe termen lung cu acești copii talentați de la Malu și neavând alt sprijin decât părinții copiilor, se poate găsi sponsor pentru
família e deu uma merda.
Dorissa Faca Fotografia e Negro Mulher de Plástica. Agora é possível que esta sexta-feira é marcada de realizador a exposição de televisão italiana.
imaginar mágico e ficar com as pessoas com o fim noite.
în care poți să fac așa ceva, noi ne-am bucurat. Da. Oameni dezinteresați, oameni care într-adevăr să se simtă românești. E cum spunea Părintele mai devreme despre este faptul că am fost din nou primiți la Malul, mulțumim domnului Cicelino, domnului Dalu Totalu, domnului primar, că ne-am zinit accesul pe terenul din Malul. A fost o mică problemă, s-a rezolvat. Și domnul primar de la Băneasa care a dat copiilor un de echipament extraordinar de frumos să vină alături de echipă să ajute copiii comune. Practic pentru comuna Malul sunt pregătiți copiii.
la ora 16 să urmăriți emisiunea Educația Juvenilă. Dragi copii, nu uitați, educația este viitorul vostru. La revedere!